Conducerea AGOFM nu se poate plânge de efectele crizei. Instituția a avut în 2011 un buget de aproape 800 de miliarde de lei vechi, iar la finele lunii trecute, șefii cheltuiseră puțin peste 560 de miliarde. Ca să nu se facă de râs cu o execuție bugetară de doar 75%, aceștia au fost nevoiți să renunțe la aproape 100 de miliarde de lei vechi. Directorul economic Ion Târlea spune că banii nu puteau fi cheltuiți. Ne-au mai retras niște bani la transferuri și avem procentul 92 în loc de 79 de milioane, avem 64.383. Ne-au retras la transferuri, ceea ce înseamnă contribuțiile de șomaj sau de asigurări sănătate, unde suma era mult mai mare și față de 22 de milioane ne-au rămas 13.980.000, că ne ajung. Economiștii AGOFM stau prost și atunci când vine vorba de venituri la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Aceștia au prevăzut pentru anul în curs o sumă de-a dreptul astronomică în comparație cu realizările. Așa se face că în loc să strângă aproape 300 de miliarde de lei vechi, au încasat mai puțin de 80 de miliarde, adică un procent de sub 27%. La toate aceste date se adaugă un rușinos loc 7 ocupat de județul Gorj în topul ratei șomajului. Numărul de șomeri înregistrat la 30 a 11-a este de 11.067, din care numărul de șomeri indemnizați e 5.269, numărul șomerilor neindemnizați 5.798, înregistrându-se o rată a șomajului de 7,51%. Ocupăm locul 7 la nivel național. La capitolul realizări, funcționarii instituției pot bifa încadrarea în muncă a aproape 6.000 de oameni, depășind astfel planul stabilit.